E porc, porc, nu așa. Băi, frate. Cât durează căcatul ăsta? Knockout! Bun! Dă-i! Nu! Băgaia-și pula! E de joc! Fuck Thunder moneta asta! Fă-ți Hristosul mătii de developer cu fake knockout-ul tău cu tot! Putea să-ți facă măta vort în pizda mătii! Ce-a fost asta? Ce-a fost knockout-ul ăla? Acum trebuie să joc de la început! Mai și râdea Melcul ăla! Efectiv își bătea pula de mine Melcul ăla! Ceea ce îl face mai dificil decât vrăjitorul de gheață. Da. B minus, futuți! Trebuie să joc din nou. Trebuie să-l bat din nou pe bossul ăsta, fiindcă vreau trofeul ăla. Să bat toți bossii cu A. You got the distillery? Da. Pentru ce-i trebă bucătarului Michelin butoaie? We did it. That was the last ingredient we needed for the Wonder Tart. Let's get back to Salt Baker Lickety Split. Da, mă doare în pulă de Michelin cu anvelopele lui cu tot. Hai, hai, hai. Râde, a? A, a, a. Ăsta da râs. Să mor tu. Să mor tu că așa râde ăla. Bun. Și acum? A, stai că nu am... Bă, da, bă, da. Super Meter 6 din 6. Deci dacă nu iau A- de data aceasta, pot să-i A- și cu o viață. Știu de la boss fight-ul cu Satana în Crash că a funcționat. Dacă ai Peri 3 din 3 și Super Meter 6 din 6, pot să iau A-. Ce? What? Trebuia să iau A-. Bă, bă, sparg moneta! Dau cu ea de pământ, deci nu mai suport! La alte jocuri n-am distrus. Nici măcar o manetă n-am distrus la alte televizoare. Două vieți! Două vieți! Dă-i, dă-i! Bun, bun, bun! Este, 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 este! Este, este! Hai, hai, te rog să fie A, te rog să fie A minus, te rog să fie A minus! Please! Te rog! Te rog din suflet, jocule! Am criză de nervi! Ok, ok, bun! 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 A funcționat! Deci se poate, da? Se poate! Se pace! Se pace să-i aminăs la cârtița asta handicapată! Deci se poate lua! Se poate lua! Păi, 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 cum să da? Păi da? Ok, acum hai din nou să mergem în pula la Hristos! Ia și... am ratat-o. Mai am o singură viață! Cum pula mea și asta knockout? Să-mi explice și mie cineva! Bun! Din prima coaie! Sau din a doua, că ieșise în parcă. Dar totuși, a fost mult mai easy. Hark to my new champions, the remaining spotters. Ah, ia zi, cât îmi dai pulă? Ah, 3! Ah, cum am dai la fel de mult ca și Cristian Tudor Popescu? And with that, the tournament has concluded. Hankerford, my castle, shall remain a training ground for fee. Ah, până acum nu a fost training ground. Fair fee, well, champions. Du-te în pizda, mătii, de-abia acum am dai 3 monezi ca ziaristul Cristian Tudor Popescu. Nu puteai să-mi dai, uite-l pe Cristian Tudor Popescu cu ziarul, îl vedeți? A murit Ceaușescu, a murit Ceaușescu! Iliescu trimite minerii! Lipsește o monedă? He? Înainte să vizionați, nu uitați ca să vă abonați și să dați pe clopot pentru a face ding-dong ca să puteți vedea clipuri noi. Iau.
Salutare, națiune, și bine v-am regăsit la un episod din seria The Delicious Last Girls. Da! După cum ați văzut-o dintre voi, reușisem să dau muie cârtiței cu bine, la fel și melcului care ofta în pulea. Iar de data aceasta o să fiu nevoit să mă confrunt cu nimeni altul decât Michelin. Și anume bucătarul ăla șef la care așteaptă să-i dăm ingredientele pentru prăjiturica fermecătoare. Na. Ai de pula mea, ăsta da pivniță. Genială pivniță de aflat sub o bucătărie. Hăl cum râde. Eu v-am spus că e porc ăsta. Michelin cu anvelopele. Voi nu m-ați crezut. Welcome back, you meddlesome brats. Da. S-a mai îngrășat ăsta. I didn't think you would be back so soon. Să mor tu. No matter, it's too late to stop me now. The Wonder Tart will be my finest work yet. Ah, adică nu o să ne dea tarta. A shame I never told you about the most important secret ingredient. Ce? Ah, nu ne-ai zis toate ingredientele. A living soul, while you suckers were out doing my bidding, I nabbed your little friend here. Opa, l-au răpit pe Cuphead? When his soul is baked into the Wonder Tart, the cosmic powers of the astral plane will be mine. Ah, deci o să se alinieze atunci astrele pentru a fute ceva. Mugman, Miss Chalice, you gotta help me. Ajutor, mă vreau să mă fut în gur. But first, I will take those ingredients and then I will use your heads as serving dishes. Cum zâmbește farcul ăsta. Îmi dă vibe de Bendy sau mai rău, de Satana în Crash. Din seria de campanie. Dar bun atunci, haide să-i dăm muie odată. Vă dați seama că trebuie și la handicapatul ăsta să iau A minus. Păcat mi-aș pula în el de trofeu. Na, cum își aranjează fonta. Opa. Ok. Ai de capul meu. Bă, dar ce dracu se petrece aici? Voi vedeți? Mă atacă fruc ce... A luat ce, ce pâine. Na. Bumerang gen limetă bumerang. Ce dracu. Și ce chestia aia galbenă? Ok, astea sunt cu bulețele de zahăr. Bă, dar e faină animația. Trebuie să apreciem animația developerului. Futul în gură. Deci da, astea sunt bumeranguri, gen. Ok. Acum vin cuburile de zahăr. E destul de complicat, însă trebuie să ne uităm într-o singură direcție cu ochiul. Ai de pula mea. Ok. Mamă, cât de departe-s de linia de finish. Încerc pe cât de mult posibil să... Mă uit într-o singură direcție. Numai așa mă pot feri mai bine. Futu-ți. Totuși, e bossul final acum. Trebuie să ne așteptăm să fie extrem de greu, nu? Na, rip a luat de pâine. Putea să-mi dea mie restul. Făceam ceva din alea. El gen doar îngăurăște 50% din a luat și restul aruncă la gunoi. Cam porc ăsta. Hai. Ok. Deja suntem în următoarea fază. Ce-s cu sările astea? Ai, dau cu sarea în benă. Deci, efectiv, îi dau cu sarea în benă.
are sens, nu? Se poate să-i dai knockout cu sarea în benă! Bă, dar urât-i, bă! Ăsta chiar că o lucrat la piesele de vulcanizare. Ăsta are și elevator acasă. Refuz să cred că e bucătar porcul ăsta. Dar cât ce sări trebuie să-i fut în frunce? Cum se încruntă! Direct, s-a futut tot imperiul! Ba nu, bă! Suntem în interiorul lui, să nu spui! Am intrat în interiorul lui. Că e gen, n-ai, Salt Baker, v-ați prins. Ok. Iar acum... cade podeaua! Trebuie să-i dau perii, ce mă? Futuți! Chiar trebuie să-i dau perii! Sută în mie trebuie să-i dau perii pe inimă ca să-și ia damage. Hai. Bun. Nu! Knockout! Din prima! I-am dat muie! Și-am luat trofeul de bronz! Am luat A-. Înainte să-mi arate nota, nu vine să cred. Am luat A- din prima, să mor tu jocule, că am luat A- din prima. Am primit trofeul de aia, știu că am luat A- de dinainte. Nu vine să cred cât bulan am avut. Cuphead, îl pe handicapatul ăla în stânga, în spate. Thank goodness you're okay. Da, poți să-ți ridici un pic fusta mai sus dacă nu te superi. Înapoi fantomă. Extraordinar. That dastardly Salt Baker, he had us hoodwinked the whole time. Da, o leșinat porcul acolo. E lumea viselor. S-o trezit. Gadzooks, this place is coming down. Let's get out of here. Bă, dar cum se reflectează, cum se reflectă ochii. Iic, na. Hăl și pe anvelopistul pulii supreme. Na, du-te acasă și fă mașina elevatoare în pizda mâtii. No, my bakery. Da. Ridică mașini pe rampă. Serves him right for dumping us. Da, asta merită să, na, să schimbe roțile la mașină. But with the bakery destroyed, you're never gonna get that Wonder Tart chalice. That's okay, if some poor soul has to be sacrificed for me to live again, it just ain't worth it. Da, nu se merită să te dezvirginezi, chiar nu se merită, mai bine bântui. But mark my words, boys, I'm never gonna stop searching. Acu de susucă-i titița asta. And in the meantime, if you ever find yourselves in a scrape, I'm just one cookie, by the way, da. La o dodoașcă distanță, mai bine spus. Besides, who needs a Wonder Tart when they can have two new best balls instead? Ce mai bun prieten! Câtă situation! Epilogul, gata. Și așa se termină DLC-ul de la Cuphead. Na, hâl cum transpiră ăsta în pușcăria Gelajilava. Chiar că se duce la pușcăria Gingilava, nu glumă. Mamă, cât de tare sunt creditele. Făcuce. Ok. Ăsta da pedeapsă. Să muncești, bă. Să lucri. Ăsta da pedeapsă. Nu închisoare pe viață, ci să lucri. Eu cred că munca e mai oribilă decât închisoarea pe viață. Ce tot pula mea scot pe gură? Supervising animator Hannah Abby Hannah. Ok, acum na, arată creditele de la oamenii care au lucrat la acest joc. Deci da, mie una mi-a plăcut acest DLC-ul. Mi s-a părut suficient de scurt, doar cu 6 boss basic, la care încă 5 boss în plus pentru Perry. În total sunt vreo 11.
Sau s-ar putea să mai fie și un boss secret, din câte am auzit. Să văd. Dar da, mi-a plăcut DLC-ul, animația clar e la un alt nivel și nici nu prea se merită să mai tragi atâți ani de zile ca să mai scoți Cuphead 2-ul. Se pare că domnul Michelin a fost iertat, s-au spălat păcacele, iar acum îi servește pe toată lumea cu cozonacii lui Ponta. Gen cozonacii lui Victor Ponta, ca să fure alegerile. Mamă, ce flashback-uri futute de 2014 am acum în frunce. În fine. Da. Mi-a plăcut DLC-ul. Îi dau un 10. La fel ca și la jocul basic. Cât despre boși, cel puțin 2 boși mi se păreau destul de dificili de bătuți, și anume vrăjitorul de gheață și cârtița. Însă consider că vrăjitorul de gheață a fost mai greu de obținut A- decât cârtița. La cârtiță consider că poți obține mai ușor A- dacă joci cu Cuphead. Da, ce mi-a mai plăcut la jocul ăsta? Mi-a mai plăcut faptul că au lărgit story-ul, gen se leagă cu seria de campanie, ceea ce am aflat mai multe chestii interesante. Încă un lucru interesant este cu easter egg-ul cu bossul Werner Vermann, ceea ce nu mă așteptam să fie și easter egg-ul de genul cu boss din lumea ailaltă. Iar da, o să fiu nevoit să obțin și alte trofee de bronz. Mă rog, toate trofeele din acest DLC de căcat sunt de bronz, însă vreau totuși să le obțin pe toate, indiferent cât de greu va fi de obținut, fiindcă știți și voi, poate unii care mă urmăresc de multă vreme, sunt un vânător de trofee. Și de asta mă mănânc în cur ca să vânez toate trofeele din acest DLC. Ceea ce înseamnă că nu mă voi opri aici cu seria, voi mai continua să fac câteva episoade bune, sau mai bine spus tutoriale bune, iar totodată sper să reușesc să bat destul de repede și boss din lumea ailaltă, atât cu Miss Chalice cât și cu Cuphead, pentru că văzusem că unele trofee, pentru a debloca unele trofee din acest DLC, trebuie să bați anumiți boss și în lumea ailaltă. Dar nu numai cu Miss Chalice, ci și cu Cuphead, și anume cu un fel de artefact blestemat la care trebuie să-i bați toți boșii cu o viață, ceea ce deja de acum sunt mega entuziasmat, aș spune, fiindcă parcă văd ce rage voi da. Plus, mai e și un skin secret. Pentru a debloca skin-ul trebuie să bați toți boșii din lumea ailaltă, gen din campania principală, cu Miss Chalice, și anume că femeia Cactus, ieri m-am uitat pe YouTube, tipa aia care stă lângă focul de tabără, la modul care nu merge focul de tabără, pentru că na, stă așa doar ampula ca să se benocleze acolo, e acolo cu un scop, și anume îți va da ea un skin special dacă vei bate toți boșii cu Miss Chalice în lumea cealaltă, și asta voi avea de gând să fac. Nu deblochez un trofeu, însă s-ar putea să fac după ce voi debloca mai întâi toate trofeele, ceea ce s-ar putea să fie un mare cancer, fiindcă mai e și un trofeu de bronz pe care trebuie să bat un boss pe S-Rank, tot în lumea asta de DLC, și chiar nu știu pe care să-i aleg, fiindcă toți boșii sunt destul de dificili de luat S-rank, fiindcă trebuie să-i bați pe expert în pula mea, știi? Însă, din fericire, nu trebuie să bat toți boșii pe expert, deci avem și un avantaj la acest DLC, sau mai bine spus la aceste trofee, că nu trebuie să bat toți boșii pe expert, ceea ce nu o să mai fut zilele să bat toți boșii pe expert, mă mulțumesc doar cu A- și atât. Însă, voi avea o groază de treabă de făcut cu tutorialele, fiindcă, repet, alte jocuri nu-mi vin în minte și, în al doilea rând, încă nu
terminasem seria The Forest și de asta vreau să vă spun că vreau să mă apuc de o nouă serie după ce termin The Forest, dar și tutorialele din acest DLC. Așa că, da. Iar ca final, după ce dădusem deja verdictul gen nota 10, dacă ar fi să aleg top 3 boși preferați din DLC, pe locul 3 aș pune, cred că, Uriașul. Pe locul 2 aș pune Javra Căcănară, iar pe locul 1 cred că pun Vita Încălțată pe locul 1, fiindcă acolo e literalmente singurul boss din DLC la care poți zbura. Iar eu, la care mă pricep foarte bine la zburat, voi pune automat și Vita Încălțată pe primul loc. Așa că da, mă voi opri aici. Sper că v-a plăcut această serie scurtă de DLC. Iar dacă vreți să mai scot noutăți legate de acest DLC, sigurat voi face, fiindcă v-am spus mai înainte că voi avea de gând să obțin trofeele și totodată să vă prezint tutorialele. S-ar putea poate unii dintre voi să doriți să deblocați unele achievement-uri și poate nu știți cum, sau vreți să vedeți la un român la care vreți să vă arate cum să deblocați anumite trofee. Nu știu, pula mea, sau oare sunt singurul gamer român retardat care e obsedat de trofee și achievement-uri. Pula mea, nici nu-mi pasă dacă aș fi singurul din România. Dar în fine, mă voi opri aici. Dacă v-a plăcut această serie, nu uitați să dați atât un like, cât și subscribe, dar și pe clopot pentru a face ding-dong cât voi posta clipuri noi. Iar numai bine până atunci, eu am fost Rifo Stagem HD. Ne vedem toată viitoare și bineînțeles, cum vă zic ca de obicei tuturor, ciao, ciao. Is the delicious last curse? It's a delicious last curse.